Salut! Gamerii, nu faceți scroll! Pentru că starul emisiei de astăzi este rubrica Game Zone, unde vă așteaptă un reportaj de la deschiderea unei zone pentru distracții Powered by Enter, accesibilă tuturor. Și da, vă spun unde puteți juca. În rest, cât de inventivi sunt cei de la Huawei, succese în ale fotografiilor atinse de Xiaomi și dronele cenușărese. Let's go! Oricât s-ar strădui Apple și Samsung să dea lumii produse revoluționare, oricum consumatorul poate cumpăra Xiaomi. Mult mai ieftin, bun și nu-i mult în chilă, că e ușurel. Intrați și cumpărați noul Xiaomi Mi Mix 2S cu una dintre cele mai bune camere pe piață. 101 puncte în ratingurile DxOMark. Camera vedetă este una duală de 12 megapixeli. Primul obiectiv are un unghi de vizualizare obișnuit, iar al doilea e teleobiectiv. Apertura de 1.4 face imaginile făcute în condiții de iluminare slabă mai calitative. Are funcția de zoom optic dublu și un portret mod cu estompare de fundal. Mă gândesc doar cât de comodă este camera frontală poziționată în partea de jos. Probabil ar trebui să întoarcem telefonul pentru a face un selfie. Acum, artileria grea. Mi Mix 2S a devenit primul smartphone al companiei care utilizează inteligența artificială pentru a îmbunătăți calitatea fotografiei. Sistemul determină singureu scenariul din cadru și stabilește parametrii optimi de fotografiere. Da, și e primul gadget al companiei la care e posibilă încărcarea fără fir. În rest, Snapdragon 845, 277 și o leacă de puncte acumulate pe Antutu, până la 8 GB RAM și 256 memorie internă și suport complet pentru realitatea augmentată. Încercuim, tragem o liniuță și scriem $640 pentru versiunea de top. Cum să facem camera noastră duală mai bună decât cea concurenților? Să o facem triplă? Nu a fost o presupunere. Chiar așa a apărut noul smartphone al companiei chineze Huawei P20, ce are 3 lentile cu 3 funcții diferite. The Atomic Bomb. Compania Huawei deține bronzul popularității printre concurenți, după Apple și Samsung. Dar gigantul chinez vrea să obțină întâietatea, concentrându-și atenția spre Europa, atât timp cât SUA e încă dominată de secta mărului mușcat. V-ați săturat de mail-uri, SMS-uri și apeluri scriitoare de la tot felul de companii? Să știți că salvarea există! Și se numește Regulamentul General privind protecția datelor personale. Începând cu 25 mai 2018, toate companiile europene vor fi nevoite să ceară acordul nostru pentru a putea colecta și folosi datele personale. Dar un acord adevărat. Nu doar o bifă invizibilă. În plus, persoanele deja prezente în baze de date vor fi informate despre aceasta. În cazul încălcării legii, firmele vor fi amendate cu 4% din cifra de afaceri pe un an. Sumă impunătoare, având în vedere câți bani circulă în companiile mari. Legea va intra în vigoare și în România. Poate va ajunge și la noi vântul schimbărilor. Companii care vă promovați prin mass mailing, ce veți face voi atunci? Ne-am tot deprins că surprizele sunt făcute doar pentru noi femeile. Însă de această dată, cu siguranță pe cineva voi încânta, iar pe altcineva voi întrista. Enter, în exclusivitate, pentru voi bărbații, lansează un game zone de toată distracția, în colaborare cu Draft Arena. 32 de participanți, inclusiv fotbaliști profesioniști, vor concura într-un campionat virtual de FIFA 18. Pe lângă emoțiile de competitivitate și spiritul sportiv, participanții vor fi premiați pe măsură. Da, este în premieră, adică când organizează draft împreună cu Enter această game zone, este destul de plăcut, este destul de binevenit, adică eu mereu aș veni și aș juca cu prietenii, lăsând la o halbă de bere, mai jucând un meci, mai câștigând câteva premii. Aici sunt băieți destul de buni care ne-am mai întâlnit și la alte competiții, meciurile sunt destul de, să zic eu, tensionate, dar e bine, până când m-am calificat în următoarea rundă, aștept adversarul. Ну, второй матч я проиграл чемпиона, вы сами в этом убедитесь, потому что он очень хорошо играет.
имеет очень хороший опыт в FIFA, потому что я знаю, я тоже участвовал в другом турнире, когда Enter тоже, но тогда взял первое место. И поэтому проиграть от чемпиона, как бы, думаю, нормально. Pentru că unde smulți puterea crește, cei din Battle sunt bineveniți să vină cu gașca de prieteni și suporteri și ei vor avea parte de surprize. Participând la tombola Enter, vor putea merge acasă cu gadgeturi utile. Pentru a câștiga un premiu, participanții trebuiau să răspundă corect la două întrebări tematice, adică despre fotbal. Da, desigur, am participat la tombola și am câștigat din partea la Enter un power bank. Este un premiu destul de plăcut, adică știți ceva folositor, este ceva folositor. Выиграл очень хороший приз, но это секрет, не хочу рассказать, чтобы никто это не узнал, но очень приятно было. La una am răspuns, la una nu am răspuns. Nu ai câștigat niciun premiu. Și nu am câștigat nimic. Poate câștigi la campionat. Să sperăm. Evenimentul a fost vizitat și de un oaspete select. Eu cred că, desigur, un bărbat trebuie să iasă, să permită un timp oarecare, să vie, să bea o bere. De ce nu? Nu tare des, dar nici tare rar. Nu crezi? Ai șansa să câștigi campionatul? Da. Eu permanent am șansa. Deci, Paulus, crezi în tine. Așa că, dacă îți câștig ori băieți, s-o lăsat, orică eu sunt puternic. Poate să tem de tine? N-ar trebui să fie lucrurile astea. Trebuie să te-am adversari, dar noi suntem cetăți prieteni. Majoritatea vizitatorilor au salutat inițiativa noastră, considerând că evenimentul contribuie la dezvoltarea culturii gamingului din Moldova. De fapt, e o idee foarte bună și s-ar putea de organiza puțin mai des, deoarece mă gândeam întotdeauna peste hotare să organizează astfel de evenimente destul de des și mă gândeam chiar lipsește așa un eveniment la noi în oraș. Eu cred că e, nu știu, a fost foarte frumos organizat, adică sunt prima oară la așa turnee. Nu știu, e frumos, e interesant, e plăcut. O să mai vii? Da, cu siguranță o să mai vin. Mai ales când nu pierzi din prima, vrei să mai vii, să mai încerci. Vrei să te antrenezi și tot așa. Это очень хорошая идея. В принципе, вот сегодня выходной, да, все отдыхают. Мы вот пришли сюда с ребятами, участвуем в турнире. Очень интересно. В принципе, день проходит как-то по-другому. Деținătorii premiilor 1, 2 și 3 sunt fani devotați, nu șagă. De fapt, я două ori, adică particip la doilea turneu organizat de Enter. Și ambele... În ambele cazuri am reușit să ocup locul întâi. A doua oară la turneile organizate de Enter iau locul 2, a doua oară în finală cu Andrei. La turneile organizate de Federația Sportului Electronic mi-am luat o revanșă, sper să mai am ocazia să mă revanșez și încă o dată. Premiile au fost pe măsură, a meritat efortul, jucătorii, a fost o motivație în plus pentru jucători și mă bucur că am reușit eu să obțin acest premiu. Desigur, am pierdut de la jucătorul care a ocupat locul 2. Oricum, mă simt destul de bine și simt că trebuie de organizat cât mai des acest eveniment, deoarece ca să atragă cât mai mulți, așa spus, gameri. Și vă doresc succes și dumneavoastră și la rețeaua de berărie Draft, desigur. De câte ori o să am posibilitatea, o să mă străduiesc să vin aici cu prietenii să jucăm. E un loc destul de frumos, confortabil. Combin acel kibersport fotbal cu fotbalul în real, care consider încă mai important, adică totuși asta e pentru sănătate, pentru tine, important să-ți plac, trezește desigur emoții pozitive ambele, mai mult însă și fotbalul adevărat. Este un avantaj care rețeaua de berării Draft încearcă și îl efectuează, da? Noi batem spre dezvoltarea fotbalului în masă. Noi batem spre, nu știu, implicarea multor, absolut, de fapt, tuturor segmentelor de vârstă. Lasă să vină să joace fotbal, lasă să vină să joace fotbal la campionatul nostru Draft. Lumea vine la fotbal, lumea vine la program atractiv, lumea vine la emoții, la mascota noastră, inclusiv acum la game zone. Deci, asta, mergem înainte și împreună cu voi. We are the champions, my friend, and we are waiting for you in Game Zone till the end. Dronele în
încep a fi utilizate în domenii tot mai neașteptate. Vă povestesc despre fenomenul numit aerona, care este utilizată la spălarea obiectelor industriale, morilor de vânt și blocurilor. Și prețul aici nu contează. Oricum o să spunem. Ei, mă apuc eu repijor cu mânuța de la o margină. Are dimensiunea de cam 4 metri pătrați și poate ridica 200 kg greutate. E legată de sol printr-un cablu electric, dar are și baterii, plus un furtun cu apă rece, caldă sau distilată, plus detergenți sau soluții antifriz. La sol, aerona e conectată de un camion care are tot necesarul pentru funcționarea aparatului zburător. Generator, pompă de apă cu presiune înaltă, platformă pentru decolare și aterizare și un software care asigură procesul. Mai mult, aerona s-a transformat într-un sport extrem, poate fi pompier sau chiar salvator. Gospodinile am o să gândesc și de ghinier și dacă treci pe la mine cu spălat ferestrelor. Mă duc eu ori în game zone, ori să spăl ferestrele. Sărbători fericite! Pa, pa!